Bună dimineața, este ora 7, urmăriți primele știri ale zilei. Curtea Constituțională a decis cu unanimitate de voturi că purtarea măștii în spațiul liber este neconstituțională. Mai mult, toate amenzile date pentru nerespectarea acestei măsuri ar putea fi anulate prin decizii judecătorești dacă nu au fost plătite. În ședința de marți 15 februarie, CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că ordonanța de urgență a guvernului numărul 192/2020 pentru modificarea și completarea legii numărul 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 este neconstituțională în ansamblul său. Curtea a sesizat un viciu de procedură în ceea ce privește elaborarea ordonanței de urgență. Judecătorii au conchis faptul că ordonanța a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constituționale referitoare la avizarea proiectelor de acte normative de către Consiliul Legislativ. Practic, guvernul nu a parcurs toate procedurile legale pentru a impune purtarea măștii de protecție în spații deschise. Ceea ce este important de precizat e faptul că în urma deciziei CCR, amenzile date pentru nepurtarea măștii ar putea fi anulate prin decizii judecătorești dacă nu au fost plătite. Totuși, sunt și oameni care doresc în continuare ca masca să rămână obligatorie, deoarece, spun aceștia, se simt mai protejați purtând-o. Eu încă sunt pentru purtarea măștii, mai ales în spațiile închise. Ne protejăm pe noi, pe cei din jur. Acum fiecare procedează cum crede de cuvință. Da, o purtăm pentru că eu una mă simt în siguranță. Chiar dacă sunt și vaccinată, o port. Că e constituțională sau neconstituțională, pentru mine e un mod de a te proteja mai mult. Sincer să fiu, cred că încă ar trebui să purtăm mască, deoarece rata infectării crește. Exponențial mi se pare că e 20 și ceva aici, în județul, în Râmnicu Vâlcea, pardon, în oraș. Ar trebui, sincer, să continuăm să purtăm mască, deoarece ar scade rata de infectare. Au fost și persoane bucuroase la aflarea veștii că portul măștii nu va mai fi obligatoriu în spații deschise. Vă bucurați? Cumva da, pentru că eu port ochelari și aburesc mereu. Dar n-aș putea să spun că e jumate, da, 50-50, cam așa, cred. E bine fără mască în spațiu liber? Bine, spațiu liber e mult mai bine. Că ne simțim, adică putem și respira mai bine, nu? Da, e bine într-un fel. Da? Una peste alta vă bucurați? Da. Normal că mi se pare mai bine, numai că trebuie să ne protejăm. Nu știu dacă am scăpat încă de pandemie. Deci, practic, vă bucurați că nu o să mai purtați mască. Bucuram, sigur că da. Cred că toată lumea se bucură, că ne-e mai ușor la respirat, altceva, simțim că trăim. Însă, cei mai bucuroși par să fie cei mici. Sesizarea a fost făcută de un student care a contestat amenda. Decizia CCR este definitivă și general obligatorie, însă va produce efecte după ce va fi motivată de judecători și publicată în Monitorul Oficial. Odată cu scumpirea utilităților, gaze, curent electric, toate celelalte produse, articole și servicii au suferit scumpiri, unele dintre ele nejustificat de mari. Prețul gazelor și cel al curentului electric au crescut chiar și de câteva ori față de anul trecut. Acest fapt a dus la scumpiri în lanț la produse și servicii, dar mai ales la alimentele de bază. Barometrul scumpirilor realizat cu ajutorul câtorva râmniceni arată astfel. Ce produse s-au scumpit? Pe ce nu s-a scumpit? Toate alimentele de bază, pâinea, și altă, eu știu ce mai. Și cam cu cât s-au scumpit? Asta nu pot să vă spun, dar oricum, pâinea e în creștere mereu, cel puțin 20-25%. Aoleu, toate! Și cam cu cât la sută? Păi nu știu să vă spun cam cu cât. Păi că aproape, cam cred că... Parcă 20%, așa... Da. Uleiul, laptele, toate produsele s-au scumpit. Toate s-au scumpit câte puțin. Așa, cam cât, așa, un procent, puteți să estimați? Nu știu, cred că 30%. Cam toate, și zahăr, și ulei, și cartofi, și pâine,
Tot. Și cam cu cât? Cam cu cât la sută așa? Păi 30-40, ce luai înainte cu, să zic, cu 50 de lei, acum iei cu 200 și ceva, 300. Deci dacă te duci să faci un coș de cumpărături, efectiv te lasă el în buzunar. Printre alimentele de bază, scumpirea pâinii, nelipsită de pe masa românilor, se resimte în fiecare zi. Tot. Tot. Ce uleiul, zahărul, tot. Toate produsele de bază. Și puteți să estimați așa un procent, cam cu cât? Cred că dacă era undeva, acum câteva luni, 6 lei, să zicem, 100%? Kilogramul de ulei, dacă era 6 lei și acum e 9 lei, faceți o socoteală, cam cât e? 50%? Să zicem? Dacă era 6 lei și s-a ajuns la 9 lei? Cam 30. Să zicem? Da. Nu știu. Sunt produse care s-au scumpit și cu 50%. Sunt mai multe produse care s-au scumpit. De fapt, toate. Scumpirea alimentelor de bază îi face pe unii dintre râmniceni să diminueze cantitatea anumitor produse sau chiar să renunțe total la unele dintre acestea. Ați renunțat la ceva? Am renunțat la multe, sincer. Am renunțat la multe, da. Sticul necesar și atât. Cam atât. Un exemplu, dacă puteți, de ceva la care ați renunțat. În general, la fructe. La fructe și la mai multe pâine. Este aiurea ce zic, dar asta este. Țin socoteala din 2019, uleiul din luna martie s-a dublat. Da? Spuneți-mi, ați renunțat la anume articole din cauza scumpirii? Carne, da. Și la ouă, și la cartofi, mai puțin. Mai puțin că asta este. La detergenți, iarăși, punem mai puțin la spălat. Ce să vă spun? Asta este adevărul și purul adevăr. Condițiile astea, renunțați la ceva? Nu putem să renunțăm, că e bunul nostru. Trebuie să mâncăm, că altfel nu se poate. Așa mai, dar la multe mai renunțăm. Cam la ce ați renunțat? Păi, la multe. Ziceți-mi două, trei acolo așa. Nici nu... De exemplu, la mezeluri. Salvarea pentru unii vâlceni sunt rudele de la țară sau propriile gospodării de unde își obțin unele dintre alimente, dar și așa tot apelează la cumpărături din piață sau supermarketuri. Noroc că suntem și la țară și mai creștem o găină, mai creștem un porc, mai creștem o curcă și ne mai ajutăm, dar este necesar să venim și la magazin, că nu întotdeauna ne putem, na, de la țară. Cumpărăm. Doar venirea primăverii, care va aduce pe tarabe sau rafturi mai multe zarzavaturi, legume și fructe, și speranța că salariile și pensiile vor crește astfel încât să acopere coșul zilnic estimat la circa 2500 de lei, îi mai ajută pe oamenii să treacă peste această perioadă de criză. Deputatul PSD, Daniela Oteșanu, este îngrijorată de creșterea facturilor la energie electrică. Aceasta i-a propus o soluție ministrului energiei de blocarea proiectelor pentru construirea de hidrocentrale. Parlamentarul vâlcean Daniela Oteșanu a pus în discuție construirea de hidrocentrale pentru ca România să iasă din criza energiei electrice. În viziunea parlamentarilor PSD, aceste investiții ar reduce semnificativ costurile cetățenilor cu energia, fiind de notorietate faptul că românii plătesc facturi enorme la electricitate. Daniela Oteșanu declară că, deși l-a întrebat public pe ministrul energiei de acest aspect, nu a primit un răspuns. Comisia Europeană a apreciat că această investiție este o investiție strategică de interes major și atunci am putea să o scoatem cu proiect legislativ din această sferă și să dăm drumul să finalizăm aceste construcții. Ar fi mai mulți operatori, ar fi mai multă energie pe piață, da? Da. Ar fi un lucru, ar fi un bun început. În opinia deputatului PSD, o soluție rapidă pentru reducerea facturilor la energie ar fi plafonarea prețurilor. Prima soluție, chiar și la gaze. Social-democrat, aceea de plafonare acestor prețuri și de reglementarea pieței energiei după data de 1 aprilie. Daniela Oteșanu consideră că prioritare pentru partidul pe care îl reprezintă sunt și creșterile prețurilor la alimente și combustibil, probleme la care trebuie găsite urgent soluții. O mare parte din bugetul Comunei Bujoreni va fi destinată modernizării unităților de învățământ, declară primarul Gheorghe Gângu. Primarul Comunei Bujoreni declară că anul acesta va avea în vedere învățământul și anume va moderniza 4 școli și va deschide o grădiniță cu program prelungit. Avem bani puși pentru finalizarea modernizării celor 4 clădiri de școală și grădinițe. De anul acesta din toamnă vom avea o grădiniță cu program prelungit la Bogdănești, unde vom investi și anul acesta o vom dota cu tot ceea ce este necesar micuților pentru a le asigura odihnă și în același timp o masă caldă, condiții. Acolo deja se lucrează
S-a făcut un teren multifuncțional, locuri de joacă, amenajarea părculețului, unde să fie un loc liniștit și în același timp plăcut și agreat de cei mici. Grădinița aceasta sperăm noi să ajute comunitatea, pentru că am avut solicitări de la familii tinere care nu găseau locuri pentru a-și duce copiii într-o grădiniță în municipiu. Erau nevoiți de cele mai multe ori să găsească acel tertip, să-și facă un buletin de oraș pentru a putea fi acceptați în municipiu la o grădiniță sau o școală mai bună. Și atunci încercăm noi să creăm aceste condiții la noi pentru a le da un sprijin și un ajutor. După modernizarea unităților de învățământ, Gheorghe Gângu dorește să înfrumusețeze aspectul școlii și pe interior. Acesta a făcut deja demersurile necesare pentru a face posibil acest lucru, luând legătura cu un pictor. În același fel, deci după ce vom moderniza această școală, chiar am vorbit în zilele acestea cu pictorul, va trece și acolo să picteze toată acea școală. Așa cum știți, noi am trecut prin modernizarea acestor școli sau la finalizarea modernizărilor acestor școli, am trecut să le dăm și o culoare. Pictăm interior toate aceste edificii de învățământ pentru a părea cu mult mai primitoare, cu mult mai atrăgătoare de către copii, să se simtă într-un alt mediu, să nu mai fie acel mediu un pic mai ostil, în care vedem ca la spital, să zicem, nu știu, totul alb și strident. Primarul Comunei Bujoreni este de părere că șansa poporului nostru este educația, iar din acest motiv, anul acesta se vor finaliza toate cele 4 edificii școlare. Cu antrenorul Ionel Gheorghe pe banca tehnică, handbalistele de la Energetic Râmnicu-Vâlcea își continuă seria succeselor în campionatul național al junioarelor 1. În ultima partidă disputată pe teren propriu, împotriva echipei similare din Jimbolia, oltencele au obținut a 11-a victorie din tot atâtea posibile. În campionatul național de handbal al junioarelor 1, Energetic Râmnicu-Vâlcea, în echipament predominant portocaliu, și-a continuat parcursul perfect în grupa a 5-a, serie în care elevele antrenorului Ionel Gheorghe ocupă locul întâi cu victorii pe linie. În ultima partidă disputată pe teren propriu, vâlcencele au obținut a 11-a victorie din tot atâtea posibile, de această dată în dauna echipei Handbal Club Jimbolia. În condițiile în care Mara Zaharia a fost din nou în mare formă, poarta gazdelor a încasat numai 3 goluri până la pauză, în timp ce compartimentul ofensiv a punctat de 19 ori, actul secund s-a derulat cam pe aceleași coordonate, iar diferența înregistrată la ultima sirenă a fost de 21 de goluri, 33 la 12. Au parafat această victorie Cristina Vegheanu, Maria Tâmplaru, Bianca Pârcălăbescu, Maria Fârtățescu, Bianca Neacșu, Maria Tucan, Ingrid Andronache, Maria Dumitrașcu și, nu în ultimul rând, portarii Alina Florescu și Mara Zaharia. Da, a fost o victorie muncită, nu a fost un meci foarte greu, însă ne-am descurcat toate de minune, ne-a ieșit tot ce ne propusesem și sperăm să ținem tot așa. Mă bucur că am putut să-mi ajut echipa, a fost un meci foarte bun, ne așteptăm la meciuri și mai bune pe viitor. Din păcate nu a putut toată echipa să fie prezentă, dar suntem fericite că am câștigat și sperăm să mergem mai departe tot așa. A fost un meci frumos, mă bucur că am reușit să câștigăm și că am jucat extrem de bine. Am fost unite și s-a văzut pe teren. Așadar, cu victorii pe linie, Energetic Râmnicu-Vâlcea are asigurată calificarea în faza următoare de pe primul loc. Până atunci însă, vâlcencele vor încheia această primă fază a campionatului tot pe teren propriu, în ultima etapă, programată la 23 februarie, urmând să primească vizita echipei similare din Craiova. Știrile dimineții au ajuns la final. Nu pierdeți în doar câteva momente matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Noi ne revedem la ora 15. O zi excelentă tuturor!